Ce anestezie se face la implantul dentar? Ai tinde să crezi că implantul dentar e un tratament horror de pe altă lume și că are nevoie de cine știe ce anestezie deosebită, dar am să-ți spun un lucru care o să te amuze. Între anestezia pe care o fac pentru o plombă mică și anestezia pe care o fac pentru un implant, aproape că nu e nicio diferență. Anestezia cel mai frecvent utilizată și care este recomandată pentru un implant dentar este anestezia loco-regională, adică acea mică înțepătură asemănătoare unei pișcături de insecte pe care o simți în dreptul dintelui sau a zonei unde urmează să faci această intervenție. Cu ocazia acestei înțepături se injectează în zona respectivă substanța anestezică, unde, atenție, medicul dentist ar trebui să țină cont de sănătatea ta generală, astfel încât să știe ce fel de substanță să-ți injecteze și cât. Cea mai mare atenție trebuie să o avem în fața problemelor de tensiune arterială. Anumite substanțe anestezice, mai exact cele mai frecvent utilizate substanțe anestezice, pot să producă tahicardie, adică creșterea ritmului a bătăilor inimii și având efect asupra tensiunii arteriale, crescând-o. Prin urmare, dacă suferi de astfel de probleme, spune-i medicului dentist, astfel încât să schimbe substanța de anestezic uzuală cu ceva adaptat nevoilor tale. Nu te speria să îi mărturisești dentistului problemele tale, pentru că dentistul nu are voie să te refuze. El nu trebuie să te refuze în situația în care ai o contraindicație relativă, adică o anumită problemă de sănătate care schimbă protocolul chirurgical, ci trebuie doar să schimbe protocolul chirurgical astfel încât să se pupe pe nevoia situației patologice pe care o prezinți. Am avut, din păcate, experiențe neplăcute în care pacienții au refuzat să-mi spună adevărul și m-am trezit în situații chirurgicale complicate, tocmai pentru că pacienții nu și-au mărturisit problemele și nu mi-au arătat analizele din care eu să deduc treaba asta. Medicul dentist nu este omul de care trebuie să vă feriți, este omul la care trebuie să vii cu tot istoricul tău medical real, astfel încât noi să putem să ne adaptăm tratamentul situației tale clinice. Revenind la subiectul anestezic, deci odată aleasă substanța anestezică, aceasta se va introduce în cantități minim necesare în zona unde urmează să se realizeze intervenția, astfel încât să se obțină o amorțeală strictă a zonei pe care vrem să o operăm. La ce trebuie să mai fim atenți? La istoricul tău referitor la alergii, pentru că alergia la anestezie nu este un lucru rar și foarte mulți dintre voi nu știți că sunteți alergici la anestezic. Vorbesc mai ales de cei care nu au mai fost la dentist în trecut și n-au mai făcut anestezii. Și de aceea atunci când noi identificăm pacienți care nu au mai făcut anestezii în trecut, primul lucru pe care îl facem la Denta Plus este un test de alergie la anestezic. Este un test extrem de simplu prin care introducem sub piele o cantitate foarte mică de anestezic și observăm dacă reacția este una care ne duce cu gândul la alergie sau nu. Odată ce am trecut și această precauție, putem să continuăm și să facem anestezii fără probleme. Recomand injectarea unei doze minime de anestezic la începutul intervenției. Tu ești prezent cu absolut toate simțurile, mai puțin zona respectivă, și poți să-mi spui atunci când încep să simți ceva și mai ai nevoie de a suplimenta anestezia. Și în general, un implant dentar, intervenția pentru inserarea unui implant dentar atunci când nu e nevoie de augmentări osoase se termină undeva în 35-45 de minute, nu e nicio nevoie de anestezie suplimentară. Foarte, foarte des primesc întrebarea: domnule doctor, dar nu pot să-mi fac anestezie generală, vreau să dorm și să nu simt că mi s-a întâmplat nimic. Și țin să spun că anestezia generală nu e o contraindicație pentru implantul dentar, dar sub nicio formă nu e nicio indicație. Dacă tratează ceva anestezia generală în cazul implantologiei, este teama, dar nu patologia
lipsei dintelui. Și atunci, sub nicio formă nu recomand anestezie generală pentru un implant dentar, pentru că însăși anestezia generală este o intervenție cu riscuri și cu efecte secundare care pot să apară. Și dacă totuși insiști să îți faci un implant dentar sub anestezie generală, recomand să faci asta în instituții corespunzător dotate și autorizate în acest sens. Și gândește-te două ori. După cum spuneam, anestezia locoregională este simplă, rapidă și eficientă în ceea ce privește tratamentul implantului dentar. Dacă nu ești încă pregătit să ne vizitezi în clinică, nicio problemă. Intră în comunitatea Denta Plus și rămâi în contact cu ultimele vești din lumea stomatologică.